Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Vă face trei taleri ca de obicei, va trebui să vă alegeți unul dintre aceste trei pachete de cărți pe care eu le-am pregătit și să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare talare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Bun. Prima variantă, primul pachet de cărți, a doua variantă, al doilea pachet de cărți și a treia variantă, al treilea pachetel de cărți. Și haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore evenimente importante. Cred că am precizat că este și pentru doamne și pentru domni. Ok? Haideți să vedem. Pentru cei de la varianta numărul 1, următoarele 72 de ore, ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1? Aici văd în următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 1 o discuție lămuritoare referitoare la o sumă de bani, ok? Discuți cu cineva, e posibil dacă ești femeie să ai de-a face cu un bărbat. Cred că este vorba despre un partaj pentru câteva dintre voi. Este un proces, ok? Ești într-un proces cu o persoană, ori ești pe finalul acestui proces, posibil să te dispuți de ceva timp cu o persoană care poate ești încă, ok? Legată de persoana asta cu acte, ori ești în proces de divorț și ai ajuns la partaj. Văd pe cineva care ți îngreunează drumul în a finaliza lucrul ăsta. Pentru câteva dintre voi este posibil ca acest lucru fi finalizat, mă scuzați, dar e posibil ca persoana asta să-ți facă o greutate când vine vorba despre custodie sau când vine vorba despre faptul că aveți copii. Și persoana asta încearcă să rămână cumva legată de tine, bărbatul ăsta, deși nu este un om responsabil, deși nu-și dorește acest lucru, deși nu se implică, ca să spunem așa, ca un părinte adevărat în creșterea copiilor sau copilului tău, vrea doar să facă lucrul ăsta pentru a-ți face șicane. Și văd că este o trezire la tine în următoarele 72 de ore, în caz că ai finalizat deja divorțul sau ai terminat relația cu persoana asta, pentru că văd pe cineva care refuză să-și plătească pensia alimentară sau refuză să fie un tată responsabil, văd că vei insista sau îți va veni ideea, ok, să obții custodia totală și să, pentru câteva dintre voi, doar pentru câteva, aud, vrei să decazi din drepturile acest bărbat, posibil cineva care s-a purtat foarte urât cu tine și continuă să o facă, să-și permită să o facă, pentru că câteva dintre voi e posibil să fiți deja într-o altă relație și persoana asta să te deranjeze permanent și asta te face să iei măsuri în privința asta, pentru că practic persoana asta nu vine pentru copil, vine pentru tine, pentru a-ți face șicane, ok? Bun, tot în următoarele 72 de ore văd că este vorba despre o justiție și o karmă. Un bărbat care te-a trădat cu o femeie și poate fi aceeași situație sau luați după cum rezonează, un bărbat care te-a trădat cu o femeie și este posibil să fie aflat secretul ăsta și anume că te-a trădat cu persoana respectivă cu mult timp înaintea aflării adevărului, ok? De exemplu, ceea ce încerc să spun este că persoana asta te înșela cu mulți ani în urmă, ok? Începuse relația cu acea persoană și tu habar nu aveai sau cel puțin simțeai o diferență în comportamentul acestui bărbat, dar nu ai luat nicio măsură, ok? Posibil pentru foarte multe dintre voi să aflați într-un târziu de o trădare care o să vă zbuciume destul de tare, dar este și o formă de eliberare pentru că aud în clară audiție că multe dintre voi vă doreați să aveți un motiv bine întemeiat pentru a vă despărți de bărbatul ăsta, care este posibil să vă fi șantajat din punct de vedere emoțional
încercând să obțină mila voastră, pentru că așa a putut să vă țină relație, văd că asta te ajută să finalizezi relația cu bărbatul ăsta fără să ai păreri de rău. Este cineva care te-a manipulat foarte mult și te-a șantajat emoțional. Bun, haideți să vedem și în tarot următoarele 72 de ore. Tot pentru cei de la varianta numărul 1, doamnele care sunteți despărțite și ați fost părăsite, ca să spunem așa, sau persoana dragă sau cu cine ați trăit v-a trădat cu o femeie mai tânără sau cu o femeie de moravurușoare, mai bine spus, ca asta văd. Femeia asta este karma bărbatului ăsta, pentru că bărbatul ăsta a vrut bani de la tine, iar femeia asta vrea bani de la acest bărbat. Este cineva care se află într-un moment foarte greu, bărbatul ăsta a rămas fără bani, nu mai are ce să-i ofere acestei femei. Femeia asta o să-și dea în vileag, este cineva care a făcut lucruri oculte pe tine și pe acest bărbat. Destinul tău nu era oricum să rămâi cu acest bărbat, dar el, cumva aici am un mesaj cu dus și întors, pentru că eu văd că bărbatul ăsta știu că femeia asta îți face lucruri oculte. A fost și o formă de răzbunare și este o karmă foarte grea pe capul lui. Este un bărbat care va plăti destul de tare, pentru că el trăiește cu inamicul lângă și femeia asta doar își bate joc de el, ok? Nici măcar nu este măcar o atracție fizică, ea încearcă doar să obțină finanțe de la el. Iar finalul va fi unul destul de glorios pentru tine ca femeie, pentru că vei avea o mare victorie după ce a fost o perioadă destul de grea în care, să spunem așa, te-ai străduit foarte mult să treci peste această despărțire sau peste această decepție. Să-ți revii din punct de vedere emoțional este o foarte mare victorie. Aici au fost foarte multe piedici puse în calea ta. Dar ceea ce urmează este roata și 6 de bâte. Cât de mult ai răbdat și ai îndurat, ok? Nemai contând ce a fost, ce urmează este ceva minunat pentru tine. Roata se întoarce în favoarea ta cu o nouă relație pentru cele care nu aveți o nouă relație și de-abia ați trecut peste acea despărțire, ok? O nouă relație cu o persoană care o să te aprecieze exact așa cum meriți la adevărata ta valoare. Discuții foarte pozitive, discuții îmbucurătoare. E posibil ca noua persoană din viața ta să fie zodie de foc sau să fie un bărbat șaten, cu tenul mai deschis la culoare. Posibil persoana asta să fie destul de vorbăreață, ori să existe o chimie foarte mare și o pasiune foarte mare între voi. Pentru câteva dintre voi, posibil să vă cunoașteți deja, dar persoana asta a trecut, asta este o altă poveste, a trecut printr-o, ca să spunem așa, a trecut printr-o perioadă destul de urâtă în care cineva a dezamăgit bărbatul ăsta, iar el, în urma dezamăgirii pe care a avut-o cu o femeie, a făcut o greșeală să se poarte urât cu celelalte femei pe care le-a cunoscut în viața lui, ele neavând nicio vină. Adică o formă de răzbunare pentru suferința pe care i-a provocat-o o femeie lui. Și asta a făcut și cu tine. Dar văd că te-a pierdut momentan, ai plecat și cred că momentan ai spus definitiv. Va fi decizia ta dacă este situația în care cunoști bărbatul ăsta deja. Pentru că practic ai încercat să te apropii foarte mult de această persoană, dar ai primit tot timpul o respingere. Este cineva care vrea să vină cu vorbe pozitive către tine, cineva care și-a dat seama că ține la tine, și-a dat seama că ești o persoană foarte bună, și-a dat seama că nu poate să renunțe la tine. Este cineva care își dorește foarte mult să regleze conturile și să-ți explice. Cineva care vrea să facă o confesiune aici. Și în următoarele 72 de ore ai să ai o surpriză în primind o vizită acasă din partea acestui bărbat, căreia posibil să nu-i mai răspuns la telefon sau să nu mai dorești nicio explicație sau pur și simplu ai renunțat, pentru că aici era un 3 de cupe. Și anume posibil să bănui că bărbatul ăsta la locul de muncă avea pe altcineva sau că făcea tot timpul pe persoana ocupată și indisponibilă. Probabil că s-a comportat foarte indiferent cu tine, poate chiar și-a explorat opțiunile cu altcineva și asta te-a făcut să renunți. Pentru că tu ai investit destul de mult și anume
Tu ai încercat să aduci lumină și pozitivitate în această situație și chiar ți-ai dorit persoana asta. Dar cineva aici te-a tratat cu spatele, cu indiferență și asta te-a făcut să pleci. Dacă este o persoană cunoscută, o să încerce să regreze conturile cu tine pentru că își dă seama că nu vrea să te piardă și nu vrea să renunțe la tine. Dacă este o persoană nouă, este un bărbat care a lăsat în spate o suferință în dragoste cu o femeie care l-a trădat destul de tare. Dar asta a fost acum 4 luni, au fost 4 luni de când bărbatul ăsta s-a despărțit. Și tu îl vei găsi deja vindecat, ca să spunem așa. Ok? Vreau să văd 4 de monede și soarele. Aici îmi place că se ține de, ții de starea ta bună și de pozitivitate. Nu mai lași pe nimeni să intervină în starea ta sau cel puțin te strădui să ieși la lumină. Te strădui, chiar pentru alții la propriu, te strădui să ieși afară. Poate a fost o perioadă în care ai stat mai mult în casă, o perioadă în care nu te-ai simțit ok, poate ai avut o problemă emoțională, iar acum te strădui să ai activități, să ieși din casă, să faci lucruri ca să te scoată din starea respectivă, ok? Vreau să văd și primești foarte multe oferte, parcă vin ele așa de la sine, ca tu să poți să ieși, să îți ocupi timpul cu altceva. Da, calm, ți-am zis. Poate primești o invitație din partea prietenilor, din partea familiei sau din partea unor persoane foarte drăguțe, care să-ți petreci un timp destul de frumos. Divinitatea îți trimite persoane care se scoată din zona ta de confort, să uiți de o, ca să spunem așa, de o decepție, de un eșec, de o perioadă proastă, poate ai trecut printr-o depresie. Vreau să văd care este marea ta victorie cu roata 6 de bâte. Marea ta victorie este că nu mai ai sentimente pentru o persoană anume sau că ai știut să-ți impui respect în fața cuiva sau să-ți impui punctul de vedere, ok? Unei persoane care stagna, ca să spunem așa, sau tu stagnai lângă această persoană sau te ținea într-o energie în care nu se schimba de niciun fel, iar tu pur și simplu ai renunțat la ideea de a mai fi cu, de a mai fi cu persoana asta. Victoria ta cu Regina de Săbi? Echilibru pe care îl vei avea. Pacea interioară. Ai văzut asta la o etalare, cred că tot la 72 de ore. Victoria este că îi se întoarce unei femei din zodia săgetător ceva aici ce ți-a făcut. Ok. Cineva a proiectat planuri sau a făcut planuri diabolice asupra ta sau a avut gânduri urâte asupra ta. Cineva a încercat să repetate rânduri să-ți facă un rău. Cineva a avut obsesie față de tine, chiar dacă ești femeie și persoana respectivă e o femeie. Aici este o victorie pentru că persoana asta înțelege unde este locul și primește o karmă. I se întoarce roata. I s-a întors, de fapt, roata. Cineva se atacă foarte tare aici pentru că tu ești o persoană care nu ești deranjată de nimic. Adică nu răspunzi provocărilor, chiar dacă este o rivală sau a treia energie, nu răspunzi provocărilor, nu dai atenție, nu te sinchisești cu nimic, nu faci lucruri de genul ăsta și ai atacat persoana asta, tu fiind femeia atacată, a treia energie sau femeia asta, prin simpla ta indiferență față de ea. Ok? Pentru că o femeie aici s-a așteptat la un conflict cu tine datorită faptului că ea a vrut să aibă un conflict cu tine, fiind geloasă pe aspectul tău fizic, fiind geloasă pe munca ta în primul rând și pe creativitatea ta, ea a încercat, poate are legătură cu un fost de-al tău, ok? Ea a încercat practic să fie, să te provoace, dar tot ea a ieșit în pierdere, pentru că tu ai fost de neclintit. Și ești de neclintit. Și ea mai primește la pachet și o karmă pentru conflictul și energia negativă pe care a încercat să-ți o trimită și s-a întors instant ei. Vreau 2 de cupe. Ia să vedem, tare 72 de ore. 8 de bute și 10 de bute.
Zicere de putere a sus. M-am gândit la două lucruri odată. Dar mi-a dat răspunsul. Ok. Imediat vă spun. 8 de putere și regele de putere. Da. Aici se termină un blocaj. Cineva, tu te dezlegi în primul rând de un lucru și anume un blocaj, o anxietate, o teamă, o perioadă de depresie, o perioadă de în care n-ai fost deschisă să ai pe cineva sau să vorbești cu cineva sau un blocaj dintre tine și un bărbat anume. Ok? Sau persoana asta vrea să încheie acest blocaj între tine și el. Cineva aici vrea să comunice cu tine. Iar tu în același timp ca femeie te-ai dezlegat de cineva și anume ai renunțat la ideea de a mai fi cu bărbatul ăsta vreodată. Tu ai luat decizia asta. Ia să vedem. 10 de săbi și 8 de săbi. Cineva vrea să vorbească aici. Cine vrea să vorbească aici? Cu 8 de săbi, 10 de săbi. Împăratul e un bărbat cu 5 de săbi. Cineva e în conflict rău. Vrea să vorbească. Este un bărbat, un bărbat care a încercat să aibă control asupra situației, un bărbat care a încercat să se impună foarte mult, un bărbat foarte posesiv, un bărbat foarte gelos, un bărbat care a încercat să creadă că ești proprietatea lui sau că are control asupra ta, un bărbat care este foarte gelos, posesiv, a vrut să aibă o influență destul de mare asupra ta. De ce are împăratul ăsta 5 de săbii? În competiție tot timpul. Te regretă că ai plecat și nu te-ai mai uitat în spate. Te regretă. Și de ce vrea să vorbească băratul ăsta cu tine? Ia să vedem. În vederea unor lucruri pe care el ți le-a ascuns. De ce cu luna? Bărbatul ăsta a avut un comportament foarte deviat și o judecată foarte întunecată. Judecata cu diavolul. Cineva a gândit-o aici în felul lui, a avut dreptatea lui, nu l-a contrazis nimeni sau n-a putut nimeni să-l contrazică. O gândire foarte toxică și vreau să mai adaug că este o energie foarte negativă. Bărbatul ăsta are o energie foarte negativă. El în sinea lui sau karma care a venit sau ce și-a creat el prin faptul că este un om negativist sau că are acest control, vrea să dețină control, ok? Nu lasă lucrurile să se întâmple natural, vrea să aibă control chiar și asupra lui și a adus o energie foarte negativă. Vreau să văd cine este regele ăsta de bute care vine către tine în următoarele 72 de ore. Hierofantul cu 7 de săbii. Probabil că este un bărbat care mai are pe cineva. Ori făcea niște afaceri secrete cu cineva, ori te-a mințit și era într-o căsnicie, pentru că aici există o minciună. Hierofantul reprezintă și Taur. Aici poate să fie, am văzut împăratul Berbec, bărbatul ăsta. Poate să fie săgetător, poate să fie chiar un bărbat din leu. Pentru că am regele de bute, leu, berbec, săgetător, să fie bărbatul ăsta sau taur, scorpion, prea puțin scorpion. De ce vine către tine cu 7 de săbi? E o furișare. Îți urmărește casa, în primul rând. Te dorește foarte mult fizic. Dar e o problemuță aici. Ce este cu hierofantul? De ce e hierofantul 7 de săbii? De ce e 8 de săbii aici? Cineva a stat într-o indecizie. Da.
cred că este o afacere ascunsă de familie. Ori o influență din partea familiei către bărbatul ăsta. Ori pur și simplu are o relație și nu ți-a confirmat lucrul ăsta. Iar familia cunoaște femeia care trăiește bărbatul ăsta. Și cineva regretă tare, tare rău că te-a trădat și nu ți-a spus. Sau că ți-a ascuns și nu ți-a spus. Am un vibe aici, cineva nu vrea să te piardă. Dacă este un bărbat care ți-a făcut treaba asta în trecut, te regretă enorm. Deci am un vibe aici, te regretă enorm. Aud ca și mesajul, un bărbat o să vadă o să vadă adevărata fața unei femei care el te-a trădat. Femeia care te-a trădat. Este foarte dezamăgit de ce a făcut. Este foarte dezamăgit de trădarea pe care ți-a făcut-o împreună cu femeia asta. Este foarte dezamăgit de el că a putut să... Aud ca și mesaj, tu ai fost ca o soră, mamă iubită pentru bărbatul ăsta că a putut să-ți facă un asemenea lucru. Se detestă pe el. Mai vreau energie aici. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta, nu mai vreau energie. Da. Chiar dacă pe tine te-a durut ca femeie, să știi că tu ai mers mai departe. Aici o femeie din rac pe scorpion este a treia energie posibil. O persoană foarte mincinoasă care o să regrete foarte tare. De ce cu 5 de cupe? Da. Este cineva care își ia karma pentru că a distrus o căsnicie. Oricineva care își ia karma că a colaborat cu bărbatul ăsta care oricum vrea să-și distrugă căsnicia și și-a trădat soția. Sau și-a trădat soția, partenera, etc. O femeie care a încercat să obțină finanțe de la un bărbat, știind că el era fără nicio finanță, sau el să lăuda, finanțele erau de la tine ca femeie. Ok? Bun, am înțeles. Da. Șapte de săbi. Cineva se ruinează financiar aici. Cineva iese din izolare, din zona eremitului, din zona gândirii. Cineva spune, nu mai am de ce să suspin, să-mi aduc aminte sau să-mi fac rău. Nu mai am de ce. Cineva aici, am un mesaj foarte specific. Cineva aici spune, planul meu a fost eșuat. Sau planul meu a fost ca să fac acest bărbat să trădeze femeia asta și eu acum, femeia asta spune, eu acum, femeia asta din rac pe scorpion sau fecioară, spune, eu acum pot să mă retrag că am făcut lucrul ăsta. Ea s-a răzbunat și pe bărbat, dar bărbatul nu și-a dat seama de lucrul ăsta. Și tu ca femeie niciodată nu o să te mai uiți către bărbatul ăsta în niciun fel, deși ți-a fost milă de el. Poate n-ai fost căsătorită, a fost decât o relație. Dar el și-a primit o karmă foarte mare. Și femeia asta spune, gata, nu mai este nimic interesant. Oricum, am făcut femeia asta să se despartă de bărbatul ăsta. Acum nu mai este nimic fascinant. Bani nu mai are bărbatul ăsta, bani nu mai am de unde să iau. Tu ca femeie nu-i mai dai bani dacă era situația respectivă sau nu mai are finanțe de la tine. Și atunci femeia asta spune, planul meu, ăsta era. Dar ea primește o karmă și este într-o karmă foarte negativă. Ai rosit un timp pentru un plan de a obține niște finanțe pe care nu le-a obținut oricum. Și și-a creat o karmă și va plăti foarte rău pentru niște lucruri negative pe care a încercat să le manifeste pe tine ca femeie, degeaba tu făcându-i nimic. Pentru că bărbatul ăsta a luat parte la acest plan meschin împreună cu ea, vor plăti amândoi. Good luck! Pentru ei. Bun. Vreau să văd ce vei face tu în următoarele 72 de ore.
Ce vei face tu în următoarele 72 de ore? Tu, ca femeie, mergi mai departe, nici te mai interesează persoana asta. Refuz cu pat de dragoste sau refuz să crezi că ai iubit vreodată persoana asta. Aici cumva ai spui, e un drum către necunoscut, ori e un drum către a mai asculta intuiția de acum încolo, niciodată să nu mă mai înșel de feeling-ul meu, de intuiția mea, de ceea ce simt, de ceea ce am știut dintotdeauna și am refuzat să cred. Moartea și diavolul, toxicitatea s-a terminat, relația karmică s-a terminat, ieși din zona întunecată, ieși din singurătate, ieși din zona eremitului, ieși din izolare, ieși din tot ce a însemnat o perioadă întunecată a vieții tale. Ok? Deci ai scăpat în 72 de ore cu diavolul și poate chiar la propriu de cineva din Capricorn, Scorpion, steaua, de o steaua și judecata. Da. Lasă mâna divinității ca să vezi în fața ochilor cum se face judecata. Deja a început să se facă, dar persoanele astea nu puteau să vină să-ți bată la ușă să recunoască că plătesc. Ok? Dar asta va fi ceva auzit de tine, știu de tine. Judecata cu steaua. Ia uite victoria ta. Ce vrei mai mult decât steaua, judecata și 6 de bătăi. Cineva o să simtă puterea. Cine? Să zicem că persoana asta. Să spunem că persoana asta nu crede în divinitate, în forța universului, să spunem, fiecare spune cum dorește, fiecare are viziunea lui asupra sau ei asupra divinității. Ok? Forță infinită, univers, Dumnezeu, divinitate, etc. Persoana asta o să vadă ce înseamnă forța karmei, în primul rând, dacă nu crede în rest. Pentru că așa este, este o roată care se întoarce. Ceea ce semeni, aia culegi. Întotdeauna. Se adună la un timp anume, se socotește și ăla este rezultatul ce primești. Exact. Dacă ai făcut bine, primești bine. Dacă ai făcut rău, trebuie să aștepți la aceeași perioadă de rău pe care tu ai făcut-o altcuiva. Bun. Și de multe ori karma te induce în eroare, pentru că poate să-ți lase un mic spațiu, și anume de câteva luni sau chiar un an, maxim câteva luni, în care te face să crezi că ai ieșit cu bine din acea situație. Vorbesc de persoanele care au făcut asta. Te face să crezi că ai ieșit cu bine din acea situație și că n-ai plătit. E, cineva aici a avut un răgaz mai mult decât atât. Și anume, karma a indus rău de tot în eroare persoana asta, dar mai mult decât atât, divinitatea a dat o șansă pe ultima 100 de metri să repare greșeala pe care a făcut-o aici sau măcar să aibă o mustră de conștiință. Cineva va fi lovit rău de tot aici de karma. Și cum e vorba aia, nu pot să zic că e lumea mai dragă, că nici măcar nu e lumea mai dragă, că deja încep să plătească persoana asta. Dar e cineva care va fi lovit din plin. Femeia și bărbatul ăsta. Bun. Atât am avut pentru cei de la varianta numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup. Haideți să trecem la varianta numărul 2. Bun. Ne-am întors cu varianta numărul 2. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 2. Ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2. Era să zic mix signals. Stați întâi să captăm mesajul. A fost o zăpăceală continuă la tine. O zăpăceală continuă. Chiar nu ai știut cum să-ți gestionezi gândurile, trăirile, simțirile care ți-au scăpat de sub control în ultima vreme, mai exact în ultimele 4 săptămâni, au fost foarte confuze pentru tine. A fost o chestiune de nu știu cum să mă gestionez, nu știu de ce simt asta, nu știu ce decizie să iau, nu știu încotro.
Luna asta în fecioară te-a făcut să te uiți cât mai adânc la ce nu-ți mai trebuie, probleme, gânduri. Chiar dacă te-a trecut, poate pentru câțiva dintre voi, partea întunecată a sufletului. Noaptea întunecată, eu zic partea întunecată, ok? Chiar dacă ai avut impresia că ai trecut printr-un tunel negru, ceva întunecat, nu mai ies la luminiță, nu știu ce să fac, de ce simt lucrurile astea? Te ajuta să scuturi pomul și să cadă toate reziturile și persoanele și toxicitățile din viața ta care nu-ți mai trebuiau și nu mai aveau ce să caute lângă tine. Te-a strâns cu ușa puțin și ți-a provocat niște stări de chiar anxietate, pot să spun, sau te-a făcut să dai piept cu fricile tale care mai rămăseseră, și anume poate frica de singurătate, frica de socializare, frica de a fi într-o relație, frica de a nu fi abandonat, etc. Foarte multe frici. Nu a fost în zadar să capeți din asta înțelepciune, precum este eremitul. Să ajungi la nivelul de înțelept, înțeleaptă. Să ajungi să înțelegi că totul este spre binele tău și să ajungi la un nivel de a înțelege că mai presus de nevoile celorlalți, primordial este să te ocupi de nevoile tale. Și de ce nu de nevoile apropiaților, dar atunci când trebuie să te retragi și să te încarci pe tine ca să-i poți ajuta și pe ceilalți, trebuie să o faci. Dacă tu nu ești bine, n-ai resurse și energie de unde să-i ajuți pe ceilalți. Asta e clar. Bun, și asta a fost o lecție pentru tine. Lecție, mai mult spus, nu lecție, a fost o necesitate de a realiza lucrul ăsta, ok? Și pentru alții dintre voi, iar am mesaj de a lua lucrurile mai cu ușurință, pentru că tinzi să te alarmezi foarte tare atunci când se întâmplă un eveniment neplăcut. Cred că majoritatea au tendința asta. Dar cumva să tratezi lucrurile cu calm, că totul au rezolvare într-un final. Și să ai mult mai multă încredere în tine și în puterile tale și în, de ce nu, capacitățile tale, dar în puterea ta de gândire, în intuiția ta și încredere în propriile tale forțe. În următoarele 72 de ore este o împăcare cu tine. O dorință de... Simți nevoia... Acum este opusul. Simți anxietate în singurătate, dar... Cred că anxietatea ta a fost față de partea socială. Acum simți anxietate în partea de singurătate și simți nevoia de a fi înconjurată sau înconjurat de persoane. Indiferent. Simți nevoia să ieși, simți nevoia să explorezi, simți nevoia să socializezi, simți nevoia să fii înconjurată de oameni, simți nevoia să fii în compania cuiva. Bineînțeles, nu în compania oricui, dar simți nevoia. Deci, cumva... Te-a scos din zona de confort, pentru mulți dintre voi v-a scos din zona de confort, v-a obligat să puteți să, poate asta a fost și dorința voastră, să luați măsuri în a găsi activități sau în a pleca de pe loc, pentru că ați avut o perioadă de stagnare destul de mare în care a trebuit să stați probabil, dar s-a cam terminat. Bun, tot în următoarele 72 de ore. Ai ceva în plexul solar, ok? Acolo s-a lucrat foarte mult la tine. Acolo s-au rupt corzile energetice și stringurile cu ce persoanele din trecut. Este cineva acolo agățat la tine sau, ca să spunem așa, încearcă sau a încercat să rămână agățat. Este un bărbat, mai exact, eu văd două persoane, dar eu văd un bărbat anume care încearcă să rămână agățat de tine. Este cineva care nu poate să renunțe la tine. Pot să zic și din egoism, dar pot să zic că este cineva care a realizat că te iubește, dar este mult prea târziu pentru că văd că tu ai mers mai departe sau cel puțin te-ai hotărât să renunți la persoana asta. Următoarele 72 de ore ți aduce foarte multă liniște și ți se limpezesc în sfârșit. O să trecem și în luna, cred că urmează cea în pești, dacă nu mă înșel. Iar trebuie să mă uit pe monologie.
Ok? Dacă nu, spuneți-mi în comentarii, nu mai știu sigur. Deci nu știu sigur 100%, cred că este în pești. Așa mi-aduc aminte. Ok, o secundă. Cred că este în pești. Ok. Urmează o perioadă de pace, o perioadă de dragoste, o perioadă de noi relații, o perioadă de o alegere între, de ce nu, vechi și nou, pentru că vei avea o șansă să te împaci cu o persoană care și-a dat seama că te iubește și te vrea înapoi și o persoană nouă. Deci, ce urmează pentru tine a fost vindecarea, a fost realizarea, a fost maturizarea, a fost lăsarea în spate a tuturor toxicităților, iar acum urmează o perioadă de liniște, pace și de energie pozitivă și de a interacționa, ca să spunem așa, cu foarte multă energie asta a dragostei, a pasiunii, o energie foarte frumoasă. Ok, ceea ce tu ți-ai dorit foarte mult. De ce nu vrei tu să văd eu ce urmează în următoarele 72 de ore la tine? Ai încă această barieră și confuzie că nu te lași să crezi. Nu te lași să încă acea. Exact cum vorbesc eu acum, așa ești tu. Nu știu. Nu știu ce să spun. Nu pot să comunic. N-am prea multe vorbe. Sunt confuză. Aproape că n-aș vorbi deloc la etalarea asta. Ceea ce simt din partea ta. Și ai tendința să nu mă lași să văd ceea ce... Pentru că tu gândești așa. Dar eu oricum nu mă conectez la energia ta. Mă conectez pe lângă tine și tot aflu. Ok? Să nu mă lași să văd, pentru că tu nu crezi că se va întâmpla ceva pentru tine bun în următoarele 72 de ore. Ești încă într-o stare, ești încă în acea stare. A rămas cam 35%, 40% din starea. Dar garantat vei scăpa de ea definitiv în următoarele 72 de ore. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore pe cei de la varianta număr 2, evenimente importante? Ce ți-am spus? Cred că de vreo 2-3 săptămâni ești în starea asta. Într-o stare de stagnare. Uite că cred că e posibil să fii zodia leu, posibil să fii zodia pești, dar reușești să te deplasezi. Aici avem o persoană pe care tu ai lăsat-o în urmă, idee, gând, stagnare. Uh-huh. Trecutul, așteptai pe cineva din trecut sau trecutul te-a ținut pe loc. Am văzut persoana aia care s-a ținut agățată de plexul tău solar. Uh-huh. Să știi că e aici cineva care e foarte... Foarte. Are o mustrare de conștiință, o conștiință încărcată. Cuiva este frică, e o balanță, posibil să fie balanță gemeni vărsător, dar este frică de justiție. E frică de plată, e frică de karmă, persoana asta a fost obsedată de tine, te-a urmărit, e frică, știe că va primi karmă. Regretă faptele din trecut, poate să fie, neapărat, poate să fie pești, balanță, gemeni, vărsător. Este cineva care regretă că a avut un comportament atât de imatur și urât în trecut și că a făcut lucrurile astea. A făcut niște lucruri foarte urâte. Poate fi săgetător. Ok? Ia să vedem de ce se teme cu nouă de pute și justiția. Pentru că te-a trădat. Și pentru că și el a fost trădat la rândul lui. Pentru că s-a jucat cu ce nu trebuia. Pentru că a încercat să te manipuleze. Pentru că a făcut un joc mental. Pentru că a avut o energie diabolică. Pentru că el în sinea lui are o energie diabolică. De ce e frică? E frică de însuși cu care s-a jucat. E frică pentru că a dat de greu. E frică pentru că bărbatul ăsta cară ceva foarte greu și a realizat că e nasol.
e nasol pentru ce a făcut. E cineva care va finaliza. Deci vreau să arăt energia. Deci, asemenea energie mai rar văd, una după alta. Vreau să le vezi și tu. Te rog frumos să te uiți. 5 de monede, de 10 de săbii, eremitul, 9 de săbii și luna. Uite câtă suferință va avea bărbatul ăsta, poate e fecioară, rac, ori este o fecioară cu rac, balanță, cu rac și cu o fecioară, sau capricorn, este cineva sau sunt mai multe persoane care vor suferi groaznic pentru ceea ce ți-au făcut. Pentru că este o stare mentală de teroare pe care o vor primi aceste persoane. Este o karmă, pentru că prin asta ai trecut tu. Prin ce ți-a făcut persoana asta sau ce ți-a dorit sau ce a încercat să manifeste asupra ta, i s-a închis poarta și acum justiția a spus, ești în mâna mea. Și el știe, bărbatul ăsta știe. Bărbatul ăsta știe că deja trece prin lucrurile astea. Vreau să vă ajute să vin. Da. El se ceartă și este într-un conflict pentru lucruri financiare cu niște persoane cu care te-a trădat. Poate sunt mai multe persoane. Acolo este o ceartă foarte mare, sunt niște dispute foarte mari legate de bani. Poate sunt neamurile acestui bărbat implicate, poate sunt prieteni, persoane care te-au trădat, o gașcă de prieteni, neamurile persoanei cu care ai fost. 5 de bâte, 3 de monede. Sunt mai multe persoane. Au fost mai multe persoane. 5 de bâte, 7 de bâte, 3 de monede. Bărbatul ăsta o să sfârșească trist, singur, trădat, fără niciun ban, pentru că el a vrut bani. O să realizeze că trădarea pe care ți-a făcut-o și-a primit-o înapoi înzecit. Dar aici nu pot să exprim câtă trădare ți-a făcut bărbatul ăsta. N-am cum să o explic în cuvinte. Ai simțit-o. Pur și simplu. A fost la nivel mental, sufletesc, energetic. El va primi același greu în familia lui, precum greu pe care ți l-a provocat în familia ta. Prin suferințele pe care le-a provocat în familia ta. Vreau să vă regele de săbii. Un om interesat doar de bani, care acum are a treia energie, care i-a mâncat toți banii. El a înțeles că n-a fost rost pe partea elaltă și că persoana care te-a trădat este puțin similar cu etalarea numărul 1. L-a trădat și ea la rândul ei. Și el a fost doar un joc în viața acestei femei. Atât. El, după ce a rămas fără bani și va rămâne fără niciun ban, femeia asta o să spună, nu mai am ce să mă joc, dar plătește și ea. Am spus și la varianta numărul, plătește și ea. Vreau să văd ce regretă bărbatul ăsta cu 5 de cupe. Cred că titlul va fi un fel ceva karma, ok? Ce regretă cu 5 de cupe? Ce regretă bărbatul ăsta cu regele de cupe și luna? Că te-a furat în secret. Că te-a trădat în secret. Că a vorbit urât de tine în secret. Că a luat bani de la tine și a dat la altcineva. A luat bani de la tine și a dat la o altă femeie. Te-a făcut să suferi. Te-a făcut să plângi. Te-a făcut să crezi că ai nebunit. Te-a făcut să crezi că tu ai probleme. Te-ai indus tot timpul în eroare pentru femeia asta din zodie de apă. Ok? Regina de cupe, următoare 72 de ore. Femeia asta va avea niște probleme foarte mari de sănătate. Regina asta de cupe pentru ceea ce ți-a făcut împreună cu bărbatul ăsta. Uite-o. Uite-o cum sfârșește. Amândoi. Tu te-ai lepădat de ei. Tu te-ai lepădat de ei, pur și simplu. Ok? Ce pățește regina asta de cupe? Mă fac 72 de ore.
Wow, moartea 10 de cupe. Nu o să intru în subiect. Știți voi. Ea pățește în felul următor. Va fi o persoană disgrațioasă în ochii celorlalți, exact așa cum ți-a dorit tu să fii. Neiubită, trădată în iubire. Iar divinitatea îi închide accesul de a mai cere ceva vreodată pe partea asta, tocmai pentru că ea a ales partea asta. Și culmea, o părăsește și partea asta și divinitatea o închide. Este cineva care și-a cam pierdut zâmbetul. Este cineva care realizează că n-avea ce căuta în ecuația asta și că bărbatul ăsta a folosit-o pentru a-ți face ție rău. Ea este o persoană care a fost în conflict cu tine datorită lui. O să-și regrete faptele. Nu știu cum să dau un exemplu. Este ca și cum o persoană instigă o altă persoană, un prieten, o amică, să te urască pe tine, pur și simplu. Ok? Sau tu faci asta. Și femeia asta n-avea ce căuta în ecuația asta. Ea s-a băgat în ceva în ce habar n-avea în ce să bagă. Neștiind cât de escroc este bărbatul ăsta. Habar n-avea cât de escroc este și cât a făcut. Și pe de-o parte și ea este o escroacă. Dar ea l-a escrocat pe el. Ok? Pentru că asta e karma lui. Dar aici este o chestiune de o dreptate care se face în următoarele 72 de ore. Ia să vedem. Ce pățește regele ăsta de cupe cu 9 de bâte și justiția de frică? Uite-te. Detronat de tot. Trei de sămi. 10 de bâte, 10 de săbi, 5 de monede, diavolul. Cineva o spătească rău aici. Și rezultatul este că diavolul a fost demascat în toată ecuația asta, tu ai aflat cine este și atunci persoana asta nu mai are niciun acces către tine. El este trădat, duce povara remușcării pentru ce ți-a făcut, dar să nu spese nici de asta. Pentru că persoana asta te-a trădat groaznic, ok? Și are remușcare pentru că este într-un loc de... va fi într-o pagubă și ceea ce ți-a dorit e să-ți facă. Este un final trist pentru această persoană. Și spun eu, merită. Pentru ceea ce văd eu, merită. Să n-ai nicio îndoială că merită. Prin ce te-a făcut pe tine să treci, merită. Mai vreau energie următoare 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2, evenimente importante. Iată că vine și frumosul în viața ta. Și anume după toată, ca să spunem așa, după ce tu te lepezi de această energie și ai înțeles despre ce era vorba și ai descoperit cine era toxicitatea și diavolul din familia voastră sau din viața voastră sau din viața ta, pur și simplu ai rupt orice conexiune cu trecutul și asta a vrut divinitatea ca să nu mai stai vreodată agățată cu vreun string energetic, fi mai purtând vreun gând către trecut. A vrut să rupă orice conexiune între tine și persoana asta, ca persoana asta să nu mai aibă nicio putere asupra ta. Bun. Aici o realizare că totul s-a încheiat și că exact o realizare că cineva aici a fost o persoană diabolică și că însuși persoana asta ai vorbit cu rău întruchipat. Este o energie atât de negativă încât nici el nu se mai suportă pe el. Dar tu ai scăpat cu 5 de monede și diavolul. Ok? Tu ești cu Îngerul, cu echilibru. Tot ce a manifestat cineva aici, îi se întoarce. Este părăsit de a treia energie. Este într-o suferință cu familia lui.
duce o povară foarte mare, a un blocaj care este karma lui. Să mai pun? Să mai pun? Este o delicioasă dreptate care se face. Asta aud. O delicioasă dreptate care se face. Vreau să văd un pic următoarele 72 de ore în dragoste pentru cei de la varianta numărul 2. Cine o să începe o relație nouă în următoarele 72 de ore? Pentru doamnele de la varianta numărul 2. Noua relație în următoarele 72 de ore. În primul rând trebuie noua relație, dar să știi că o să ai o abundență financiară extraordinar de mare și asta e judecata ta. Pentru cât bine ai făcut. Respingi pe cineva care vine din trecut. Îți văd comunici cu mai multe persoane, te simți foarte bine cu tine. Și noua relație, sau cine este persoana cu care o să fii în următoarele 72 de ore, este un rege de bâte. Ok, haideți să vedem cine e regele ăsta de bâte. Posibil să fie un bărbat din săgetător berbec, ascendent în săgetător, să fie berbec cu ascendent în săgetător sau săgetător cu ascendent în berbec. Este un bărbat care... Să vedem. S-ar putea să te cunoști cu persoana asta sau să urmeze să vă cunoașteți prin intermediul muncii. Sau pur și simplu să te cunoști cu acest bărbat. Și poate nu ai mai vorbit de mult timp cu persoana asta sau a trecut un timp de când ai mai vorbit cu persoana asta. Ia să vedem cu ce gânduri vine regele ăsta de bute cu echilibru către tine. Sau poate să fie orice altă zodie, dar să aibă puternic aspect asociator chiar și în lună. Vine pentru că te iubește în secret și nu ți-a spus niciodată. Cu ce intenții vine cu aspect cu peșii luna? Vine pentru că nu mai vrei să vorbești cu el și pentru că vrea să-ți facă o confesiune de dragoste sau și pentru că te iubește, dar nu ți-a spus-o niciodată. Adică nu ți-a recunoscut-o niciodată. Ce vine către tine cu vesel de bute? Ești foarte preocupată cu munca ta în mutare 72 de ore și cu niște proiecte noi, cu priorități, ceva foarte important, ceva care ți aducă abundență. Lucrez foarte mult la, am spus, noi proiecte, ceva care o să-ți aducă niște sume de bani foarte mari, clienți foarte mulți, ceva nou, produse vândute, călătorii, ceva foarte important pentru tine, iar persoana asta tot încearcă să dea de tine în următoarele 72 de ore. Este cineva care a realizat că te iubește sau știa că te iubește, dar niciodată nu ți-a recunoscut lucrul ăsta. Ce intenții vine către tine, mai vreau o dată asul de cupe și în luna? Vrea să vorbească sincer cu tine. Ce vrea să spună cu pajul de bute și justiția? Vrea să spună cu pajul de bute și justiția? Că îl faci fericit. Că e dor de tine. Ce cu pajul de bute și justiția? Că încetați conversație cu cineva, că nu mai vorbește cu cineva anume. Ce vrea să spună cu 10 de săbi și 8 de bute? Vrea să-ți recunoască ceva, vrea să spună ceva. Vrea să spună că suferă după tine. Vrea să spună că îi pare rău de o trădare pe care ți-a făcut-o sau că nu ți-a spus sincer la timpul potrivit ce simțea pentru tine. Vrea să spună ceva. Nu știu dacă sau nu prea spune, dar posibil să vrea să-ți arate. Cred că i-a fost foarte greu să vorbească, să spună ce simte. De ce n-a recunoscut că te iubește? O secundă. De ce n-a recunoscut că te iubește bărbatul ăsta? Mai era cineva în peisaj. Pe lângă asta s-a simțit foarte
ca să spunem așa, nu știu cum să-ți explic, a simțit că nu este demn de tine sau simțea că ești o persoană care ești mai presus decât el, a fost și oarecare răutate sau control. De ce n-a recunoscut că te iubește? I-a fost frică de tine. Da, mai era cineva în peisaj. Așa. Și cu ce intenții mai vine către tine cu pași de bute și justiția? Cu ce intenții mai vine bărbatul ăsta către tine cu pași de bute și justiția? Cu intențiile de a lăsa minciunile în spate. O minciune a explodat în față bărbatului ăsta. Ceva care l-a făcut să trezească. Ce e cu 7 de săbi și luna? Că te-a pierdut și ai plecat. Și așa a dat seama că te iubește. I-ai dat ceva în față, i-ai spus ceva în față care l-a șocat. Ok? Ce intenții? Vreau să-și ceară scuze în primul rând. Ce intenții cu pași de bute și justiția? Te manifestă. Te așteaptă. Uite cu ce intenții. Acum vrea să fie împreună cu tine. Dar asta va fi doar alegerea ta. Pentru că atunci când am început etalarea numărul 2, am spus vei avea o alegere între vechi și nou. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la varianta numărul 3. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 3. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 3. Ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore? Evenimente importante. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 3. Aici văd direct un Capricorn, doar Fecioara Capricorn, dar Capricorn foarte puternic aspectat. Aici am un vibe în felul următor. Cineva aici a pus foarte mult preț pe partea financiară și mai mult decât atât au făcut lucruri cu partea financiară, și anume probabil vicii, o viață destrăbălată, o viață de noapte, lucruri nesănătoase, anturaje, prieteni, jocuri de noroc, alte relații, explorare de opțiuni, neprotejat, trebuie să anunț, ok. Un bărbat aici s-a jucat prea mult cu sănătatea lui, s-a jucat prea mult cu viața lui. Este ori bărbatul care se uită aici, ori tu ca femeie, asta e energia bărbatului care a avut de-a face. Cineva aici vrea să schimbe modul de viață, ca să spunem așa, vrea să facă treaba asta, tu ai stârnit acest interes. Este o persoană care are niște impulsuri din partea divinității, o energie pe care o primește, niște vise foarte realiste, ceva foarte, foarte profund prin ce trece, o transformare spirituală acest bărbat, te recunoaște pe tine ca și fiind o persoană spirituală care a avut un impact foarte puternic asupra vieții lui, este un bărbat care a primit o trezire de la tine, a primit o trezire în ceea ce reprezintă viața lui și stilul lui de viață. Este cineva care își dorește acum să aibă familie, este cineva acum care își dorește să ia o decizie sănătoasă pentru viața lui. Este un bărbat care, ia să vedem, diavolul cu 10 de monede, care s-a săturat să aibă acest stil de viață și să
Exact. Să abuzeze, să spunem așa, de vicii, de alcool, de jocuri de noroc, de asta în preajma unor persoane care doar asta îi aduc în viața lui și nimic mai mult. Este un bărbat care n-a avut timp de tine pentru că el pur și simplu era băgat foarte tare în acest stil de viață. Un bărbat influențabil, un bărbat slab, un bărbat arogant, un bărbat care încerca să aibă, să, cel puțin să pară că are control asupra lucrurilor, un bărbat care încerca să se stăpânească, să nu simtă nimic, un bărbat care își amorțea sentimentele cu vicii sau cu alte lucruri, cu alte obsesii, ca să spunem așa, un bărbat cu o minte destul de tulbure, cavaler de cupe. Cineva vrea să-și ceară scuze aici pentru cum s-a comportat cu tine. Cineva vrea să vină către tine și să-ți facă ceva, suferă foarte tare cu nouă de săbii după tine. Bărbatul ăsta suferă. El se simte închis în stilul lui de viață și tu i-ai dat o trezire foarte mare și el suferă foarte tare, se simte vinovat față de ceva ce ți-a făcut. Are o claritate acum că tu ai plecat către un nou început și el vrea un nou început cu tine. Aud un mesaj aici, bărbatul ăsta știe că tu ești singura persoană care i-a păsat de el cu adevărat și singura persoană care ar fi putut să-i aducă o schimbare pozitivă în viața lui. El a tras-o timpul către energii codependente, către energii toxice, către energii care îl duceau tot în lumea aceea și și-a dat seama că tu ești singura persoană care a ținut cu adevărat sau i-a păsat cu adevărat de el, singura persoană care a avut o energie pozitivă și a încercat să-l rupă din acea lume, deși pe ureche intra și pe alta ieșea la momentele în care tu îi spuneai lucrurile respective, dar bărbatul ăsta acum, tu i-ai dat o mare trezire. Vreau să văd lumea. El a văzut, acum vede lucrurile, vede lumea altfel, ok? Exact, exact, pentru că tu ești împărăteasa de-aia. A realizat că tu ești împărăteasă, a realizat că tu ești o energie, cred că bărbatul ăsta simte că tu ești sufletul lui pereche și a realizat că ești sufletul lui pereche, ori te recunoaște acum ca și suflet pereche, te respectă foarte mult, te consideră o femeie extraordinar de matură, responsabilă și echilibrată, te consideră o persoană foarte corectă. O secundă. Nu reușesc. O secundă. Te consideră o persoană foarte corectă, foarte sufletistă. Consideră că s-a comportat cu tine urât și n-a fost just ceea ce ți-a făcut. Te-a mințit. 7 de săbi, 7 de bâte, te-a respins. Nu ți-a oferit nimic cu 4 de pentacule. A ținut tot, pur și simplu băratul ăsta nu poate să meargă mai departe fără tine, spun sincer. Un wake up call, ok? Un apel de trezire aici ai dat tu bărbatului ăsta. Lăsându-l să digere ceea ce i-ai spus sau ceea ce i-ai dat ca și un ultimatum, să spunem așa. Un bărbat aici digeră ceea ce ați conversat sau ultimatum pe care tu l-ai dat în privința vieții lui. Face un rezumat asupra vieții lui și situației în care trăiește și și-a dat seama de toate lucrurile astea. Aici este un mesaj foarte clar. În următoarele 72 de ore cineva spune, am pierdut cea mai deosebită persoană care sau persoana care m-a iubit cu adevărat, persoana care i-a păsat cu adevărat de mine, persoana care a încercat să mă scoată din lumea asta, persoana care nimeni n-a fost alături de bărbatul ăsta decât să-l inducă în aceeași stare, decât să-i ofere aceleași lucruri, decât să-i spună că este ok să stea în stilul ăla de viață, decât cu atât, să-l tragă în jos, ok? Văd că tu ai plecat, în sfârșit s-au deschis porțile și ai plecat și ai spus, nu mai vreau să mirosesc energie și să manifest, să dau, că nu există reciprocitate în ceea ce ofer eu. Ok? Nu există reciprocitate cu persoana asta. Am fost respinsă, am fost dată la o parte, abandonată pentru a trăi energie tot timpul. Tot timpul în competiție, sau bărbatul s-a
a părut ca și cum te-a pus tot timpul în rivalitate cu altcineva pentru dragostea lui, niciodată nu ți-a răspuns cu niciun fel de sentiment, întotdeauna patul de monede și ierofantul, nici că nu se poate un om mai rigid, rece și care încearcă să stăpânească sentimentele și să nu afișeze nici măcar un fir de ceva anume. S-a controlat foarte bine în fața ta, ok? Vreau să văd ce face bărbatul ăsta, regele ăsta de monede, către tine în următoarele 72 de ore. Te manifestă. Te manifestă. Magicianul și turnul. Ce va face către tine cu magicianul și turnul? O să ai o surpriză. Asul de cupe. Vreau un nou început cu tine. Te iubește. Este gelos. Nu vrea să fii cu alt bărbat. A realizat acum că l-ar deranja foarte tare lucrul ăsta. Ce va face către tine cu asul de cupe? Este gata să-ți ofere dragoste. Dar oare mai este posibil acest lucru? Pentru că, repet, tu ai plecat deja. Ce va face către tine cu 6 monede și 6 cupe? Este clar. Ce va face către tine cu 6 monede și 6 cupe? Vrea să aducă pace, vrea să facă pace. De ce vrea să te ofere dragostea cu 6 de monede și 6 de cupe? Moartea și luna. Și-a dat seama că trăia într-o minciună. Și vrea să spună toate secretele. Și-a dat seama că ceea ce stilul lui de viață era o minciună. Gândirea lui era debusolată. Felul în care proceda era total greșit. Acum vreau să întreb, mi-a căzut aici un 7 de săbi. De ce e 7 de săbi aici? Deci îl mustră gândurile. Nu poate să doarmă din cauza faptului că îi pare foarte rău pentru ce ți-a făcut. Are niște vise destul de întortocheate, niște gânduri înainte de somn, are niște... niște stări foarte urâte, bărbatul ăsta. Este numai cu gândul la tine. De ce vrea să-ți ofere dragostea acum cu luna și moartea? Pentru că tu ești o stabilitate pentru persoana asta. De ce cu 6 de săbi și 4 de băte? Judecata cu puterea. Wow. Îi pare rău că te-a mințit. Îți urmărește casa. Îi pare rău că te-a făcut, el te-a făcut să pleci din viața lui, prin comportamentul lui. Îi pare rău că te-a respins. De ce vrea să te ofere dragostea cu puterea și judecata? Vrea să scape de povara asta de pe sufletul lui. Povara asta pe sufletul lui a fost faptul că s-a reținut foarte mult să iubească și a încercat să facă pe grozavul să stea în stilul ăsta de viață, crezând că tu nu o să pleci niciodată. Bărbatul ăsta te vede ca pe o familie pe tine. Acum realizează că tu erai ceva foarte apropiat vis-a-vis de el și te-ai comportat ca o familie cu el. Ceea ce nu s-a comportat nici familia lui cum te-ai comportat tu. Vezi că bărbatul ăsta îți urmărește casa. Îți urmărește casa. Vrea să știe când pleci, cu cine pleci, cu ce lume ai contact. Vreau să știu de ce suferă pe tine cu 9 de săbi. Te-ai pus în mișcare. De ce suferă pe tine cu
Uite de ce sură pe tine. Vreau să direct. Împăratul și împărăteasa. Bărbatul ăsta a înțeles că este suflete pereche. A înțeles că și-a pierdut împărăteasa. 8 de săbi și 9 de bute. Este frică. Este frică că și-a pierdut șansa. Și este frică că divinitatea i-a dat ceva atât de bun și că el n-a fost recunoscător, n-a știut să aprecieze și că divinitatea i-a luat ce i-a dat. De ce se repăzi în cumpăratul și împărătea sa? Exact. Că nu a oferit reciprocitate. Își revede faptele din trecut. Își revede toate lucrurile din trecut pe care le-a făcut față de tine și cât de bună ai fost tu și implicată cu regina de monede către el și cât de rece a fost el către tine. Mm-hmm. De ce vrea bărbatul ăsta să renunțe la diavol și 10 de monede? Să am zis că a avut o trezire și pentru că ai plecat tu, plecarea ta l-a trezit. Uite, steaua, schimbarea, tu ești o stea în primul rând, tu ești o stea, ești un indigo, sau dacă ești bărbat, ai de-a face cu un indigo, ai de-a face cu o persoană spirituală care ți-a dat o trezire, femeia asta ți-a dat o trezire foarte puternică, o vindecare. Bărbatul ăsta suferă când energia ta nu este în prajma, iar tu ți-ai retras energia de tot. Și l-a înțeles că ai plecat de tot. Că nu mai ești cu gândul la el. Și în niciun caz nu te mai focusezi acolo. Bun. Vreau să văd concluzia pentru cei de la varianta numărul 3. Următoarea 72 de ore. Concluzia este că decizia a fost o plecare aici și mai spun și că decizia o să-ți aparțină ție ca femeie dacă mai vrei să vorbești cu persoana asta, pentru că tu dacă ești leu gemeni, ok, sau orice zodie ești, tu consider că ai luat și într-adevăr ai luat decizia corectă. Iar decizia pe mai departe, exact, dacă am spus și la varianta numărul 2, în primul rând, tu ai dat o lecție acestei persoane. Decizia ți aparține ce vei face pe mai departe. Concluzia cu judecata și puterea. Cineva a înțeles aici că nu te poate trata ca pe opțiune. Cineva plânge după tine, cineva o să vrea să-și ceară scuze. Este același rege de monede cu 4 de cupe care te-a refuzat, care era nemulțumit de orice ofereai, care era nemulțumit de tot ce exista, ca să spunem așa, din partea ta, venit din partea ta, iar acum își dorește totul înapoi. Și chiar ba mai mult decât atât. Decizia ți aparține ție ca femeie. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 3, acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.